Salutare tuturor, sunt Liviu Surugiu, probabil între voi ați auzit de mine. Această înregistrare o datorez prietenului meu, Lucian Dragoș Bogdan, care m-a rugat să fac tot posibil, dar să nu depășesc 10 minute, cred, ca să fiu sigur că nu voi depăși. Am programat o melodie, durează, dacă văd bine, vreo o minută, îmi place foarte mult. Este soundtrack-ul din filmul lui Guillermo del Toro, Labirintul Faunului. Și acolo este vorba despre vise. De fapt, să o luăm altfel, despre vise vă voi vorbi, nu sunt ghicitor. Mi-ar plăcea să pot fi uneori. Dar despre vise m-am stabilit de comun acord cu Lucian când vă vorbi. Asta poate și pentru că în cele 7 cărți publicate până acum, motivul visului predomină foarte mult la mine. Și să știți că la foarte mulți autori predomină. Uneori nici nu ne dăm seama. Haideți să o luăm în ordine, timpul e scurt. Visul m-a fascinat de când mă știu. Și cred că toată lumea e fascinată. Citeam chiar ieri. De fapt, vreau să fac înregistrare ieri, dar pentru că am citit ce am citit, am amânat pe astăzi. Ieri am fost un pic chiar tulburat. Reza Azlan, cred că se numește autorul, am cartea pe aici, nu mă duc să o iau. Și vorbește despre Dumnezeu, o istorie umană. Și ca sursa religiei, una dintre teorii se pare că este chiar visul. Fiindcă se spune așa, să ne imaginăm în urmă cu 10-15 mii de ani, când omul înțelept, așa Homo sapiens, a avut un vis. Și a avut un vis despre o persoană care abia murise. Cum și l-a putut explica, sau mai bine zis, inexplicabil, misterul, cum a reacționat, și nu vorbim de un caz particular, faptul că o persoană moartă sau una pe care nu o credea, cel puțin că nu o cunoaște, îi apare în vis și îi spune lucruri, mă rog, în modul în care îi putea spune atunci. Da, e o poveste lungă și complicată și în câteva minute ce pot eu să vă spun, că toată lumea visează. Dacă aș visa doar eu, poate ați fi mai curioși. Fiecare are visele lui și visările lui, fiecare poate să aibă o interpretare proprie. Interpretarea mea este că visele sunt mai mult decât niște simple năluciri. Și am să încerc să vi le prezint din perspectiva, căci asta este subiectul, din perspectiva autorului de literatură SF. Păi, în primul rând, pentru mine, visele sunt o posibilitate de a ne conecta între noi. Ceva gen internet inconștient. Repet, nu subconștient. Visul tratează despre inconștient, nu subconștient. În romanul meu am aici o grămadă de cărți publicate de mine. Îi le arăt așa. Cărți în care, în toate, vorbesc despre vise. Și mai am vreo 3 terminate. Așteptăm să treacă pandemia ca să le public. Da, uite, de exemplu, în romanul meu, Eral, care are multe conotații autobiografice, nu doar titlul, Eral fiind și numele fiicei mele, de fapt fiind numele fiicei mele înainte de orice. În acest roman este vorba despre un băiat care visează o fată și o fată care visează un băiat. Asta se întâmplă destul de des. Lucru straniu în cartea mea este că cei doi reușesc să se viseze nu doar reciproc. Poate că s-a întâmplat, nu? Să vă spună mama, tata, te-am visat, ai grijă cum conduci mașina. Dar în romanul meu lucrurile nu se întâmplă doar reciproc. El o visează pe ea și ea pe el. Se întâmplă și simultan. Și ce se întâmplă dacă, la fel ca la o baterie, se apare o scânteie? Ce se întâmplă dacă visul se repetă? Ce se întâmplă dacă cei doi se îndrăgostesc în vis? Ce se întâmplă dacă cei doi fac dragoste în vis? Ce se întâmplă dacă ea rămâne gravidă în vis și dacă tot în vis face un copil? Cum îl poate ea aduce în realitate? Poate deveni visul nostru realitate? Pare rău că sunt foarte confuz, dar tot acest monolog. Dar visele sunt confuze, nu poți vorbi altfel despre ele. Și, într-adevăr, găsim o grămadă de cărți, sunt lucruri fascinante, aflăm din ele și cred că e adevărat că nu putem visa decât chipuri pe care le cunoaștem, le-am văzut, sau fragmente din ele. Ar fi interesant ce s-ar întâmpla dacă am visat un chip absolut nou. Ar trebui totuși găsit proprietarul lui, al cui este, sau dacă nu există,
cum putem face să apară. Am scris foarte multe lucruri despre vise și în momentul de față scriu un roman istoriei la care am lucrat mulți ani și este vorba despre faimosul Nebucadnețar din Biblie, cel cunoscut tot prin intermediul viselor, cel despre ale cărui vise Daniel scrie în cartea sa a profetului Daniel și le tălmăcește în fel și chip. Am scris și voi mai scrie despre vise pentru că nu pot fără visa. Și Lucian mai m-a rugat un lucru, mi-a spus, ce Liviu, vorbește așa un pic despre vise. Cât de mult poți vorbi SF? În cartea mea, da, sunt aparate, mașini de intrat în vis, visul, în momentul în care visul se numește vispațiu, aparatul respectiv se numește visportor, o adevărată improvizație, dar încercând să vorbesc foarte real, cât mai real despre această irealitate, vine greu, pentru că mi se pare și ceva totodată foarte intim. Dar am să vă mai spun o poveste despre visele mele, despre visele cărora le-am dedicat, ce puteam altceva să le dedic decât viața mea. Am renunțat la foarte multe lucruri. Nu o să iau de la început, că prietenii știu povestea și e deja plictisitoare, cum am intrat eu la drept după Revoluție, cu 9-98 al treilea pe țară și pe urmă la terminarea facultății, am renunțat la o carieră de judecător ca să mă dedic unei cariere de scriitor. Proastă alegere, dar nu regret. Asta este interesant pentru mine și acum. Și poate nici acum nu știu de ce, dar uneori mă cuprind visele, nu uneori, tot timpul le am. Visul meu, cel pe care îl trăiesc, pe care îl văd cu ochii deschiși, este de a publica în străinătate. De mic îmi doream. Mi-aduc aminte că eram prin clasa 5-6 când m-am dus la primăria satului în care locuiam undeva într-o comună îndepărtată din veșnicul Telorman și dorința mea cea mai mare a fost ca pe mașina de dactilografiat de acolo, mașina de scris, să-mi scrie și mie cineva și da, mi-a fost îndeplinită numele. Când am văzut scris Liviu Surugiu, a fost ceva incredibil pentru mine. Acum îmi doresc mai mult de atât. Numele mi l-am văzut în cărți, povestire, viste, dar vreau să public în străinătate și deja public, e un vis în derulare. Și dacă să vă spun ce visesc cu adevărat, mai mult de atât. Dar poate că vă va spune Liviu din viitor. Cel pe care îl veți revedea curând, cu voia lui Lucian, și fiindcă m-am întors la Lucian și m-am întors și la voi și mă pot îndepărta în sfârșit un pic de mine, vreau să vă spun doar atât. Urmați-vă visele, creați-vi-le, dacă nu le aveți. E posibil să nu ai un vis, să nu ai o dorință, un țel. E foarte important. Nu e bine să umbli aiurea, nu regret nimic. Sunt o persoană, pot să vă spun, fericită și fără a fi judecător, mi-am putut judeca singur viața, m-am condamnat la a trăi altfel și sunt mulțumit cu alegerea mea și emoționat chiar în acest moment când vă spun. Da, visul e important, nu e mai important decât realitatea și oricum petrecem aproape o treime din viață în vis. Vă las acum, dar voi reveni, poate cu lucruri mai concrete. Pe curând. Vise plăcute.